cresc să n-auzi de piesele lor. Updatăm. Deci trebuie să fiu cu urechile pe radio. Da. Noi suntem cu urechile pe Rațiunea Zilei. Începem chiar acum. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Povestea de astăzi e foarte complicată și chiar mă gândesc serios să vorbim despre ea și la România în direct, știi? Să vorbim cu toții. Să vedem în ce măsură chestiunile legate de sănătate mentală, depresie, sunt niște lucruri luate în seamă nu numai de societatea noastră, dar și de alte societăți, de alte lumi. Povestea este declanșată de o știre care a făcut rapid în conjurul globului. Este vorba de retragerea jucătoarei nipone Naomi Osaka de la Roland Garros. Deci a plecat, tenismena a plecat de la Roland Garros după ce a refuzat să vorbească la conferințele de presă. Adică a spus, a dat la începutul competiției, a dat un comunicat și a spus: mie aceste conferințe de presă îmi fac rău, nu mi-e bine, nu mă simt bine acolo, când mai ales când se pun întrebări dintre acelea mai dureroase sau, mă rog, când trebuie să te deschizi în fața atâtor oameni, și nu o să particip chiar dacă mă amendați. Sănătatea mea mentală este mai importantă. Este evident că organizatorii nu puteau accepta un astfel de lucru, mai ales când e vorba și de un contract la mijloc, că tu semnezi un contract când intri acolo. Prin care te obligi să vii și la aceste conferințe, bănuiesc, știi? Sau intră în fișa postului. Intră în fișa postului și un sportiv de mare performanță, conform sistemului în care funcționează, trebuie să vorbească și cu presa, implicit cu publicul pe care îl reprezintă presa respectivă. Acum, reacția organizatorilor a fost mult mai dură decât probabil că prevăzuse ea. Ea a spus probabil că o să iau niște amenzi și asta o să fie. Ce o să se întâmple până la urmă? S-a întâmplat în felul următor. Nu numai organizatorii de la Roland Garros, dar toți organizatorii de turnee de Grand Slam au trimis un comunicat comun și i-au zis ceva de genul: dacă nu revii asupra acestei decizii, nu numai că vei lua o multitudine de amenzi, dar te suspendăm. Adică nu te primim în cele mai mari competiții de tenis din lume. Acum multă lume s-a gândit și a zis: domnule, hai că o să dea înapoi. Nu, ea nu a dat înapoi, a spus: ba, știți ce, mă retrag. Mă retrag din turneu, plec de tot, pentru că eu sufăr de depresie și realmente mi este foarte greu să vin la conferințele astea de presă și oricum din momentul acesta, cu acest uriaș scandal, eu nu mă mai pot concentra la tenis și nimeni din jurul meu nu se mai concentrează la tenis, toată lumea e atentă la povestea asta. Nu știu, stau și mă gândesc, dacă ai o asemenea problemă, poți duce la capăt o partidă de tenis sau de orice fel de sport? Adică, nu știu să răspund. Probabil că la sport ea așa și părea să a zis în felul următor: poate că m-ați văzut deseori intrând în arenă sau înaintea meciurilor cu niște căști. Eu mă simt bine la meciuri, da, mă simt bine, dar toate lucrurile din jurul meu îmi dau o stare de anxietate, a spus ea. Uh-huh. Ce-o supără în definitiv? Care e problema cât de s-a întâmplat la Roland Garros? Ea este câștigătoare de 4 turnee de Grand Slam, dar nu este o mare jucătoare de zgură, adică a avut multe probleme pe zgură și are această emoție că lumea o judecă după jocul ei pe zgură. La Roma a fost un episod la conferința de presă în care ea, ieșind din primul tur, imediat întrebarea a fost: și cum ți se pare că totuși tu câștigi atâtea mari turnee în lumea asta, dar nu poți să joci pe zgură? Și asta i-a creat un tip de traumă, pentru că probabil în mintea ei consideră că toată lumea o judecă. În orice caz, deschide o problemă nouă și în relația presei cu acești sportivi, dar și în relația publicului cu sportivii. Și aici sunt mai multe puncte de vedere, o să spun așa pe scurt câte ceva despre fiecare. Ea are o obligație profesională să vorbească despre asta și aici nu mai e niciun dubiu, asta e o dată. Doi la mână, nu toată presa prezentă acolo este rea sau foarte rea. Sunt oameni foarte serioși, foarte aplicați, oameni care știu ce să întrebe, oameni care dau dovadă de o anumită empatie în momente grele. Nu poți să pedepsești pe toată lumea la un loc. Și trei la mână,
Într-adevăr, noi ca societăți trebuie să ne uităm mai mult la tipul acesta de probleme pe care le ignorăm. Eu nu consider că ea este capricioasă sau fițoasă sau ceva de genul ăsta. Chiar consider că este un om care în acest moment are o problemă și ca orice om cu o problemă trebuie ajutat. Chiar și de breasla noastră, care poate data viitoare se stăpânește în a întreba toate prostiile la o conferință de presă. Chiar dacă jurnaliștii, mă întreb, Cătălin, ar fi foarte blânzi, oricum nivelul de stres este unul destul de mare atunci când ești în fața camerelor de luat vederi, când ceea ce spui tu se duce pe întreg mapa mondului și așa mai departe. Deci nu cred că neapărat jurnaliștii sunt răi și din motivul ăsta avea ceva probleme, pur și simplu era o apăsare așa, să vorbești evident. În public nu e chiar simplu. Nu e simplu deloc și mai ales nu uitați că acești oameni nu sunt musai antrenați să vorbească exact. În public. Pe de altă parte mă gândesc că atitudinea ei poate i-a deranjat pe organizatori. Adică ea a luat o decizie fără să o pregătească, fără să o vorbească cu nimeni. Și comentariul acela, ce să-mi fac, îmi dau o amendă, știi? Da. Îmi vine să râd. Poate dacă ar fi spus exact problema și ar fi discutat-o, nu neapărat în public, altfel ar fi stat lucrurile, nu știu, mă întreb. Este evident, dacă ea ar fi mers și ar spus, uitați, mie mi se face rău, efectiv, când e într-o sală aia, de frică. Să... Da, pot să te oblige, că așa ai semnat, că dacă vrei să iei 100.000 de euro la un meci, semnezi chestia asta. Să vezi asta, un leșin în direct. Pot să te oblige, dar pot să te și ajute. Adică oamenii ăștia probabil că s-ar fi uitat, ar spui, domnule, am o problemă reală în a vorbi. Haide să te ajutăm, să găsim o metodă, să le spunem jurnalist, nu știu. Vă recomand, uite, ca să închei aici și atât mai spun, am scris și eu pe GSP despre asta, știi că nu prea lau, da, puteți să vă uitați acolo. Vă recomand articolul lui Adrian Țoca de pe 30.0, foarte bun despre această chestiune și despre, o să vedeți, o întrebare adresată Simonei Halep, și a lui Laurent Balint de pe lead.ro, care iarăși tratează dintr-un alt unghi această chestiune. E o dezbatere importantă, nu numai pentru lumea sportului, dar e o dezbatere importantă și între generații și am vrut să vă atrag atenția la ea. Și te încurajăm să abordezi acest subiect și la România în direct. Așa mă gândesc, dacă nu se întâmplă nimic extraordinar, m-aș gândi să vorbesc și cu oamenii să văd, dom'le, cum treci de un moment astfel de dificil? Sunt oameni care suferă de depresie, de... Cătălin Striblea, mulțumim tare mult, te așteptăm spune alături de noi la mulți ani încă o dată copiilor, ne întoarcem la preferințele voastre în doar câteva momente. Indiferent de ora la care ne asculți, aceeași frecvență cu tine.